Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție de actualitate. Actualitatea zilei, actualitatea vremilor, actualitatea vremurilor. Și vorbim cu directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Timiș, doctorul Flavius Cioca. Mulțumesc că mulțumesc acceptat invitația. Aș vrea să punctăm o trecere, subiectele principale ale acestei ediții. Suntem un proiect de maraton, suntem de începerea maratonului de vaccinare, care prima ediție a avut un succes extraordinar. E maratonul care a dat tonul. Exact, maratonul care a dat tonul și ne vaccinăm doar cu buletinul. O să vorbim de detalii, sunt câteva detalii interesante și foarte importante. Trebuie să știm că de data aceasta avem două seruri care se folosesc. Vorbim despre campania medicilor de familie, campaniile de vaccinare, care a fost premiera în un ton dat tot de Timiș. Tot de Timișoara, exact. Și vorbim despre testare, despre testări, cum stăm așa, și despre o noutate și de unde oamenii pot să afle detalii mai departe. Vorbim despre cum stăm la nivelul județului Timiș în ceea ce privește incidența, despre școli, despre facultăți, despre revenirea spitalelor la un regim de viață normal și în ce condiții. Acum ne oprim un pic asupra subiectului principal, pentru că e un subiect de care nu este suficient doar să îl amintim, ci e bine să aflăm câteva detalii care îl constituie. Spre deosebire de ediția trecută, din urmă cu 21 de zile, este că acum se fac rapeluri. Exact. Rapelurile de atunci. Și dar o noutate este că avem suplimentar și doză 1 sau doză unică, depinde de situație. Pentru cei care vor să se vaccineze, nu vorbim acum de cei care trebuie să primească rapelul la doza 1 administrată în urmă cu 3 săptămâni, avem două opțiuni. Putem să facem doză 1 de Sir Pfizer și ulterior rapelul se va desfășura în oricare centru, pentru că acum nu mai e așa de mare înghesuiala și capacitatea de procesare a centrelor e destul de generoasă. Și avem varianta de a fi administrat ser de la Johnson & Johnson, care este cu doză unică. E în primul rând adresat persoanelor care circulă mai mult, care sunt mai ocupate, are niște avantaje logistice, inclusiv din punctul de vedere al depozitării, al lanțului de frig. Dacă este să vorbim de opțiunile pe care le vor avea oamenii la maraton pentru vaccinarea cu Sir Pfizer sau Johnson, se fac și prezentări acolo și omul are această opțiune? Niște prezentări, dacă vreți, foarte științifice și sau foarte bine documentate din punct de vedere vizual. Dar în discuția cu medicul care face oricum partea de triaj, poate să ajungă la o concluzie comună. Dar ce vreau să subliniez? Acest maraton e cumva, dacă vreți, la ediția a doua. E pe ultima turnantă, se pregătește să ajungă la finish. Aș face o paralelă cu denumirea rapelului în engleză. În engleză rapelul se cheamă booster, adică e o explozie, e un șfung, cum zicem noi bănățenii. Sunt fer convins că și ediția a doua, ca și prima ediție, va fi un booster pentru campania de vaccinare. Vorbim și de campania de vaccinare în județul Timiș, vorbim și de campania de vaccinare la nivel național. Dacă ar fi să vorbim, acum știm așa, pentru rapel, în teorie, ar trebui să avem 6.000 și cât? 6.722 de persoane. Dar cu siguranță o să fie un număr foarte asemănător. Vă spun de ce. Există persoane care deja au sunat. Pot să vină o zi mai devreme, pot să vină o zi mai târziu. Nu-i o procedură sau o atitudine pe care o încurajăm, dar există de multe ori motive obiective. Vă dați seama, statistic și la 6.722. Și care nu implică riscuri neapărat dacă pentru forța majoră o impune. În prospectul vaccinului există o anumită perioadă un pic mai laxă decât cea de exact la 21 de zile. Opțiunea CNCAV și a campaniei naționale de vaccinare este ca rapelul să se administreze la exact 21 de zile și din perspectiva noastră este o opțiune bună, pentru că avem o dată certă când trebuie să te prezinți.
pentru că dacă am pune un interval de timp, nu știu, să zicem între 17 și 24 de zile, atunci ar putea să avem în ziua 17 foarte puțin și în ziua 24 foarte mulți, pentru că sunt mulți care amână. Și atunci nu am putea să ne organizăm. Rapelul se face cu Pfizer. Este Rapelul clar. Se face cu Pfizer pentru cei care au făcut acum 3 și săptămâni. Și circuitele la maraton vor fi separate pentru Johnson & Johnson și pentru Pfizer la prima, pentru prima vaccinare? Sunt, sunt cabine dedicate, circuitele de admisie, de ieșire sunt identice, dar sunt cabine dedicate, marcate corespunzător, în așa fel încât să nu existe încurcături de genul că administrăm Johnson unei persoane care trebuia să primească rapel la Pfizer sau altele de genul. Și omul când ajunge în față poate să opteze pentru dacă, una dintre variante? Dacă este o persoană care vine pentru prima, pentru prima doză, dată. Poate să opteze în discuția cu medicul care face screening-ul. În regulă. Deci el poate să aibă opțiunea de... Corect. Câte doze vor fi pentru prima dată? Aveți, ați planificat? Aveți avem, o astfel de... Avem puse în stand-by 2000 de Johnson & Johnson. Putem să suplimentăm cu cel puțin încă 1000 dacă e nevoie. Cât despre Pfizer, el are o procedură cumva relativ obișnuită de eliberare a lui din Centrul Regional de Depozitare de la Spitalul Militar, bineînțeles cu o haltă la farmacia DSP Timiș, dar aici lucrurile sunt mult mai simple pentru că deja avem experiența procedura anterioară. Procedura există, deja are circuitul clar. Vreau să vă mai întreb dacă ar fi să vorbim de vaccinul Johnson & Johnson și pentru că sunt puține date sau tot vehicular, dar pentru că acum se aplică în România, este deja debutul vaccinării. Ce ar trebui să știe oamenii despre Johnson & Johnson, despre serul acesta? În primul rând ar trebui să știe că este un vaccin pe tehnologia clasică, un vector viral care are adăugat acea componentă care stimulează imunitatea. E cel mai important aspect de subliniat la acest vaccin este faptul că este monodoză, adică faci o singură injecție și o singură administrare și ulterior ai imunitate la 10 zile de la administrare. E o imunitate nu neapărat, cel puțin statistic, nu neapărat așa de ridicată, un grad de protecție așa de ridicat ca la celelalte vaccinuri ARN mesager care se învârt undeva la 95%. Aici gradul de protecție este estimat la 67% pe primele date medicale apărute, dar foarte important, chiar dacă la modul general protecția este în proporție de 67%, să zicem două treimi dacă vreți, nu există date științifice cu pacienți care au fost în studii și care să fi făcut o formă severă de boală sau pacienți care să ajungă în situația de a deceda. Deci, cu alte cuvinte, adică chiar dacă protecția nu este așa de ridicată, din punct de vedere medical al formelor severe sau riscului de deces sau al presiunii pe sistemul medical, dacă vreți, oferă o protecție corespunzătoare. Acum, ca informație și trebuie să spunem că prezintă și un alt avantaj pentru persoanele care nu doresc să se vaccineze de mai multe ori, care doresc totuși să câștige o libertate de mișcare și pentru că totuși vedem că avantajele Gândiți-vă vaccinurilor apar, chiar dacă ele nu sunt obligatorii și specificăm asta, pentru că trebuie să spunem că obligativitatea nu există, este un gest benevol și de mai mult de conștiință decât de... Gândiți-vă la următoarea situație extrem de posibilă pentru mulți dintre noi. Primim o invitație la un simpozion, la o întâlnire de afaceri, la o negociere de contracte, etc., la un spectacol, la, nu știu, la că ziua cuiva, unui prieten care e într-o altă țară, care e țară care figurează pe zona galbenă. Dacă ne facem un vaccin din cealaltă categorie, unde trebuie administrate două doze, avem, din punct de vedere legal, o imunitate dobândită la 31 de zile, la 38 de zile sau la 66 de zile, depinde despre care vaccin vorbim. Tot așa, din punct de vedere legal, imunitatea este la 10 zile de la administrarea dozei sau dozei de rapel, depinde de situație. Așa că, cu alte cuvinte, ne putem programa o călătorie într-o țară în zonă galbenă peste 2 săptămâni, pentru că peste 10 zile vom avea imunitate, și bineînțeles, ca atare legal, va fi recunoscută în frontieră și nu va trebui să facem carantină la revenirea în țară. Asta era este un detaliu pe care vreau să-l subliniem și vreau să vă întreb să fie spus de o autoritate și mai ales de un medic. Când ne întoarcem în țară cu cei care sunt vaccinați, cu mai mult de 10 zile de la rapel, de 10 zile nu de la se rapel, stă în carantină. Deci există nu se două mai stă avantaje în carantină.
conferite de legislația actuală din România pentru cei vaccinați. Și bănuiesc că și de practică. Exact. Una cu nestat în carantină la întoarcerea dintr-o țară în zona galbenă și cealaltă dacă suntem în contact cu o persoană identificată pozitivă într-un laborator, în anchetă epidemiologică se ajunge la unul dintre noi cum că am fi contacți. Dacă vaccinul e făcut cu mai mult de 10 zile înainte, ultima doză sau doza unică depinde de situație, nu intrăm în carantină. Acum vreau să vă mai întreb marele avantaj. Johnson & Johnson va ajunge și la medicii de familie. În primul rând este folosit la medicii de familie și în echipele mobile, pentru că au început să existe și echipe mobile care funcționează cu vaccin Johnson & Johnson, tocmai pentru că logistic efortul de deplasare e diminuat la jumătate, nu sunt necesare două deplasări. În județul Timiș, noi tot așa am avut o premieră, parcă în 8 aprilie am început proiectul pilot cu vaccinare în cabinetele medicilor de familie cu vaccinul AstraZeneca. Cam aproximativ jumătate din cei 49 de medici înscriși în acest pilot au și vaccinat 20, 50, 70, 80 de persoane, depinde de situație. Jumătate dintre ei, din păcate, n-au reușit să facă lucrul ăsta, dar e un proces în derulare. Acolo sunt administrate undeva către 1000 de vaccinuri. Iar de săptămâna trecută am început administrarea în cabinetele medicilor de familie cu vaccin Johnson & Johnson, doză unică. Noi am distribuit către 111, pare mi se, medici de familie până în momentul actual și tot așa sunt câteva sute de vaccinuri administrate. Chiar țin minte că am avut o discuție cu o doamnă doctor care a fost prima care a administrat în județ și era cumva foarte mulțumită pentru că evident nu mai urmează rapel, a fost relativ simplu, a administrat un flacon întreg de 10 doze pentru că și-a programat pacienții ca atare. Există niște avantaje, sunt certe. Vreau să vă, pentru că am ajuns la AstraZeneca, e deja știut faptul că a creat tabere, a creat foarte multă vâlvă, a creat și creează în continuare. Știm că multe dintre centrele care administrau serul AstraZeneca s-au transformat în centre Pfizer. Da. Mai există centre AstraZeneca în Timiș? Da, vor rămâne două centre pentru administrat AstraZeneca ca primă doză, în afară de rapelurile ce vor fi asigurate deci de centre. Deci continuă și administrarea, probabil ritmul va fi la ceva cine mai dorește. La cine dorește, bineînțeles. Va fi un centru în Timișoara care rămâne și unul la Lugoj. Și automat persoanele care doresc cu AstraZeneca și există și genul acesta de persoane, nu foarte multe, dar există și atunci trebuie să le oferim această posibilitate să se poată vaccina cu AstraZeneca, se vor putea adresa celor două centre care vor rămâne. Vorbim de un AstraZeneca care are un grad de siguranță mai mare decât Johnson, nu? Sunt asemănătoare. Profil, da, dar ca și acoperire parcă era un pic mai mare. Ca și profil de imunitate. Da, acolo imunitatea sau protecția estimată este într-un grad de aproximativ 84%. Exact. Deci da. E undeva și aici trebuie oamenii să aibă acces la această informație sau la aceste informații tocmai pentru a cumpăni. Da. Și, eu în continuare cred că AstraZeneca este un vaccin bun, un vaccin ce merită făcut. Că s-a creat un curent de opinie, e o cu totul și cu totul altă discuție, dar dacă vă uitați în spațiu public, nu de la noi, o să constatați că în fața fabricii AstraZeneca din Anglia zilele trecute, nu știu, ieri, alaltăieri, au fost niște proteste pentru că o parte din societatea civilă de acolo își dorește ca AstraZeneca să renunțe la drepturile de proprietate intelectuală asupra vaccinului și să fie formula pusă la liber, la dispoziția oricărui producător din orice țară ar putea să-l producă. Tocmai pentru că e un vaccin pe tehnologie clasică, facilitățile de producție existente pentru vaccinuri care sunt actualmente pe piață poate să-l producă în momentul, bineînțeles, în care ai dreptul de a-l produce. Și trebuie să mai spunem încă un mod, dar nu pentru că neapărat trebuie să promovăm AstraZeneca, nu ăsta este scopul emisiunii, ci este scopul de a aduce informații utile și informații verificate. Continentul american, care beneficiază de alte tipuri de acreditări, ei au un organism extrem de riguros în tot ceea ce privește și similar cel din Uniunea Europeană. Da, există două mecanisme de acreditare. Omologul, da, dar
are, e destul de riguros și foarte atent la multe, multe aspecte și dur, care, și vreau să spun asta, că continentul american, oamenii din America de Nord, din Canada, sunt vaccinați cu Astra. Inclusiv cu AstraZeneca. Inclusiv cu AstraZeneca. Asta vă spun. Pentru că profilul de siguranță, de fapt, este unul bun. Acele incidente trombotice au existat? Da, dar vorbeam noi că acele incidente trombotice pot să apară în multe alte situații în care luăm medicație de cu totul și cu totul altă factură. Corect. Ce e important până la urmă e depus în balanță beneficiul vaccinării versus posibilele efecte adverse sau efecte nedorite apărute în urma vaccinării. În continuare, toate vaccinurile autorizate în Uniunea Europeană și implicit prezente în România, toate cele patru, au o balanță pozitivă. Era tot ceea ce voiam să vă mai întreb, dacă și Johnson & Johnson a beneficiat de tot ceea ce înseamnă omologare, inclusiv la nivel de organisme europene și în România. Bineînțeles, și aduceți-vă aminte că am primit la un moment dat o primă tranșă și nu a fost folosită până în momentul în care nu a existat un ok, clar, o certificare din partea autorităților competente. Mai vreau să vorbim și vreau să punctăm și să dăm o informație pentru cei care au făcut prima doză cu AstraZeneca, dar nu mai doresc să facă. Care ar fi procedura, din punct de vedere medical, corectă, și asta să o aflăm din perspectiva unui medic? Să facă repel cu AstraZeneca. Să facă repel cu AstraZeneca. Tot și cu AstraZeneca. Dacă refuză? Dacă refuză, nu avem astăzi o reglementare legală din această perspectivă. Adică ei nu s-ar putea vaccina, să vină la rapel, de exemplu, să facă Pfizer. Nu avem astăzi genul acesta de prevedere în România. Se lucrează la o soluție. Specialiștii din CNCAV împreună cu specialiștii INSP, cu cei din Ministerul Sănătății, concep o procedură de lucru pentru această situație. Astăzi nu a apărut, deci implicit nu vreau adică să fac vorbim pronosticul. Vorbim de oameni care speriat sau știu eu cărora le-a intrat asta, deși exact din moment ce un specialist sau specialiștii le dau și sunt sub supraveghere și cu atât mai mult cu cât se știe ce ar putea să fie, ei intră sub supravegherea personalului medical și au cui să se adreseze. Dacă nu doresc să fac în continuare rapelul cu AstraZeneca, pot să aștepte o perioadă în care să vadă. Recomandarea fermă este să meargă să facă rapelul cu AstraZeneca pentru că vor avea în termenul prevăzut, sau mă rog, plus minus dacă e o situație excepțională, dar repet, nu încurajăm genul acesta de situație de a nu se face rapelul în ziua prevăzută, tocmai pentru că logistic pentru toată lumea e mai simplu așa. Și atunci încurajarea noastră și recomandarea noastră este să meargă să facă rapelul cu AstraZeneca, mai ales că inclusiv din perspectiva posibilor reacții post-vaccinale care la genul de vaccin care presupune vehicul viral sunt un pic mai manifeste, mai pregnante manifestări de genul febră, frison, cefalee, etc. Genul acesta de reacții post-vaccinale sunt mult diminuate la doza 1 față de doza, la doza 2 față de doza 1. Când organismul deja este obișnuit, da, obișnuit și are un anumit grad de expunere, există și o imunitate, bineînțeles, nu completă, există un anumit număr de anticorpi sau anumită concentrație de anticorpi, dar bineînțeles nu suficientă ca să confere o protecție pe termen lung. Tocmai de aceea e nevoie de acel rapel sau booster. Vreau să vorbim despre, pentru că ar trebui să le coroborăm un pic, vaccinarea versus partea de testare în Timișoara. Cum stăm acum în acest moment la testări? În Timiș, testările zilnice, vorbim acum de zilele săptămânii, nu de până weekend. Ceva, în urmă cu ceva timp, Timișoara chiar testa la greu. În continuare suntem, dacă nu pe primul loc în fiecare zi, în majoritatea zilelor, raportat la populație, nu la numărul total de teste, dar constant după municipiul București avem al doilea număr de testări. Ne menținem în zona de 2000-2500 în zilele lucrătoare și câteva sute în zilele nelucrătoare. Logic, atunci se testează pe definiție de caz, testarea e cumva selecționată. Ce e foarte important, în schimb, că ați văzut, numărul de pozitivi scade, incidența scade, testările rămânând în același palier sau cu variații mici, de fapt nouă ne scade rata de pozitivare. Ceea ce înseamnă că din mai mulți, din același număr de pacienți
de persoane care acuză un anumit tip de simptomatologie sau care se testează aleator pentru diverse motive de genul au de plecat, trebuie să participe la ceva întâlniri în altă parte sau călătoresc sau trebuie să se interneze sau sunt persoane pe care le testăm pe procedură, pe prioritizare de testare, lucrători în domeniul sanitar, lucrători în domeniul social, rata de pozitivare începe să scadă semnificativ, ceea ce înseamnă că, de fapt, la același număr de teste sunt mult mai puțin pozitiv, deci boala nu mai are acea transmisibilitate. O să revenim un pic la incidență și la tot ceea ce înseamnă factori determinanți, care așa, și o să vreau să vorbim un pic acum, pentru că încă suntem la faza de la faza în care putem să vorbim de organizări. Oamenii se pot testa în farmacii, oamenii se pot testa acasă. Acasă nu, în farmacii, dacă asta tocmai a apărut un ordin, e recomandat să se testeze strict în unități sanitare certificate și de câteva zile se poate și în farmacii. Ieri informații pot fi găsite mult mai multe și vreau să subliniem asta și o să îi rugăm pe oameni să intre pe site-ul Direcției de Sănătate Publică, unde vor găsi informații despre centrele de vaccinare, despre centrele de testare, despre modalitățile de a face teste, despre cum pot să afle informații utile și nu neapărat să intre în contact cu informații venite prin intermediar pe care nu le poate garanta nimeni. Mai vreau să vă rog ceva și să este important, pentru că suntem în România, dar nu numai suntem în România, suntem într-o lume a speculațiilor și a speculei. Trebuie să spunem și vreau să ne spuneți dumneavoastră, vaccinul Johnson & Johnson se va găsi în farmacii, pentru că tu suntem la capitolul farmacii? Nu, deocamdată toată campania de vaccinare are niște linii directoare destul de clare. Se vaccinează în centrele de vaccinare, se vaccinează cu echipe mobile care țin de centrele de vaccinare și în premieră or să mai apară inclusiv puncte de vaccinare sau centre de vaccinare în punctele de trecere a frontierei. Ei, despre asta voiam să vorbim, ca oamenii, în cazul în care va trece ideea prin cap, deja sigur o să apară, Johnson & Johnson nu se găsește pe piața liberă, nu se găsește pe internet. Niciun dintre vaccinuri nu se găsește pe piața liberă și pe internet. Este numai în posesia autorităților și direcțiilor de sănătate publică, a centrelor de vaccinare și medicii sunt cei care vaccinează, nici de cum personal care poate să vină natură, și să asigure aceste vaccinări. Și asta nici la DSP-uri nu stau mult vaccinurile, au doar o etapă logistică de repartizare a lor pe centre de vaccinare, pentru că noi... Este o procedură administrativă mai mult. Exact, exact. Dar se desfășoară în farmacia DSP, în camera frigorifică, pentru că acea etapă logistică trebuie să se desfășoare respectând lanțul de frig. Asta este ca să specificăm pentru cei care la cei care ar ajunge informația, acum că Johnson & Johnson s-ar putea găsi pe piața liberă, pe internet și ar putea face comenzi. Nu. Johnson & Johnson nu se comercializează pe piața liberă. Ea este, doza de serie este gratuită și este efectuată de personal medical autorizat în centrele de vaccinare sau în centrele sau în de către echipele mobile. Exact. Acreditate de Direcția de Sănătate Publică. Care țin oricum de un centru fix. Exact. Prin urmare, oameni buni, atenție să nu picați în capcanele celor care doresc numai să câștige bani cu orice preț. Era un element pe care voiam să-l punctez, pentru foarte că de bine. Fiecare dată se poate specula. E mai ușor să vinzi monodoză și e ușor să vinzi o fiolă și n-ar fi, cred că, prima dată în tot ceea ce înseamnă expropriere. Doar șampon de la Johnson & Johnson se găsește exact, pe reclame că ar trebui să... ok. Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul Direcției de Sănătate Publică. Acum, vorbeam de colaborare, testare, vorbeam de... și aș vrea să vorbim un pic despre școli și facultăți. Într-un context foarte bun, elevii și studenții se întorc la școli, cu atât mai mult cu cât, acum spuneam, contextul este verde. Aproape, este verde din perspectiva incidenței de 1,5 la mie. Reglementările sunt un pic diferite la școală, dar haideți să le luăm pe rând. Exact. Este evident că imediat după sărbătorile pascale, școlile au reînceput la modul general în România și în diverse localități, în funcție de rata de incidență,
se face școală în două variante. Aici avem o singură cifră la care ne raportăm, avem cifra de incidență de 1 la 1000 și unde localitatea are peste 1 la 1000 incidență, merg la școală cu prezență fizică, ciclu preșcolar, ciclu primar, adică clasele 1-4 și mai merg clasele terminale, clasa 8-a și clasa 12-a și a 13-a eventual unde e liceu seral. În momentul în care incidența scade sub 1 la 1000, cum avem foarte multe localități în județul Timiș, atunci merg la școală cu prezență fizică toți elevii care trebuie să meargă. Suntem în această direcție bună, inclusiv vis-a-vis de municipiul Timișoara. Astăzi incidența este 1,1, toate calculele noastre și toate speranțele se îndreaptă în direcția în care săptămâna viitoare toți copiii din municipiul Timișoara vor merge la școală cu prezență fizică, dar aici avem nevoie de o păstrare a trendului, nu avem temeri cum că nu se va păstra acest trend descrescător. Acum, E oarecum comentabil pe piață, apar tot felul de speculații și despre ele vorbim, pentru că până la urmă și rolul nostru este să încercăm să aducem specialiștii să vorbească și nu să lăsăm vocile libere, revendicative, fără argumente și care încearcă să inoculeze ideea că aceste statistici se fac din pix. De ce? Brusc, dintr-o dată a scăzut rata de incidența. Dintr-o dată elevii se întorc la școală chiar după Paști, care până acum nu s-au întors. Adică, cred că știți acest segment de populație, dar avem niște indicatori secundari care nu se pot coafa, indiferent cât de mult și-ar dori cineva să facă. Da, corect. Dacă nu ții laboratoarele de testare deschise, vor fi puține testări și automat, dacă sunt puține testări, o să fie și puțin pozitivi. Pe de altă parte, avem niște indicatori secundari care toți scad concomitent în ultima perioadă. Avem numărul de persoane internate. Scade. Adică presiunea asupra sistemului sanitar este vizibil scăzută. Da? Astăzi, pentru prima oară după câteva luni, în județul Timiș avem grad de ocupare la ATI sub 90%. Ați văzut, la nivel național am avut un vârf undeva la 1500 de pacienți, de o zi sau două este sub 1900 și ceva. Nimeni nu poate să îi spună unui pacient care are nevoie de îngrijire medicală serioasă: te rog frumos să stai acasă, îngrijește-te singur, noi nu te primim la spital. Este evident că acea persoană care are nevoie de îngrijire medicală va ajunge la spital mai devreme sau mai târziu, prin serviciu UPU, prin serviciu de ambulanță, fie cu prezentare directă, fie că merge la evaluare, la evaluarea formei de boală la o perioadă de timp după diagnosticare și, nu știu, colegii de la Victor Babeș sau în alt județ îi spun că trebuie să se interneze pentru că forma de boală este medie sau severă, nu e o formă ușoară și nu poate să se reîntoarcă la domiciliu. Avem numărul de decese, care iarăși și acela scade, consecință a scăderii numărului de pacienți internați în ATI. Pentru că este logic, dacă pacienții internați în ATI, adică cei cu formă gravă, care necesită îngrijire medicală susținută și serioasă, sunt mai puțini, logică, statistic, parte dintre aceștia îi vom pierde, din păcate, dar dacă numărul de pacienți internați în ATI este mic, scade și numărul de decese. Și așa vorbim despre date concrete care pot fi verificate, care sunt oficiale, care sunt palpabile. Deci nu și vorbim care nu despre au cum să fie influențate de voința cuiva. Exact. Fie că e vorba de persoană, fie că e vorba de sistem. Acum vreau să mai vorbim la nivel de tot ceea ce înseamnă cercuri de influență și de a încerca să inoculeze la nivel, că după Paște ar fi trebuit să izbucnească totuși numărul de cazuri, pentru că avem tot ceea ce avem, exemplificarea Crăciun, avem toate liberele care le-am avut. Da, numai. Dar Paștele de anul acesta, care e diferit un pic față de Paștele de anul trecut, când eram în situație, în stare de urgență și unde deplasările erau mult limitate față de acum, are totuși niște caracteristici. Vine în primul rând pe o pantă descendentă a epidemiei. Uh-huh. Începuse înainte de Paști, nu era poate așa de vizibilă, cel puțin în unele județe, dacă vă aduceți aminte, în județul Timiș era extrem de vizibil, pentru că valul 3 cumva a început la noi și a început să dispară tot de la noi. Are legătură cu testarea. Luăm o scurtă pauză
și ne revenim cu informații foarte utile și despre noile tulpini, dacă avem ceva incidență la nivel de Timiș, dar uite, o să vorbim și despre spitale. Mulțumesc! Imediat revenim! Am revenit. Vorbeam la un moment dat despre zvonuri despre cei care susțin că statisticile nu ar fi cele corespunzătoare și care să acopere realitatea, pentru că de fapt dintr-o dată o să ne trezim din nou cu o creștere când le convine unora sau altora. Vorbim despre zvonuri, despre informații care se doresc a fi autentice, foarte bine argumentate. Dar, exact cum spuneam în prima parte, vorbim despre fapt, în același timp și despre fapte reale și despre concrete și despre palpabile, date palpabile. Scăderea incidențelor cazurilor grave din spital, cazurilor... Numărul de persoane internate, numărul de cazuri internate la ATI, numărul de decese și noi mai avem un indicator... Și în contextul, fac eu o paranteză tot subliniată de dumneavoastră, în contextul în care numărul de testări nu a scăzut. Rămâne constant. Rămâne constant. Adică avem o constantă care poate fi exact palpabilă la rândul ei. Da. Și în cealaltă parte o scădere a ratei de pozitivare. Exact. Și mai avem un indicator, este tot un indicator secundar de care eu am mai vorbit și nu sunt singura persoană care îl amintește. Eu, de exemplu, țin constant legătura cu serviciul de ambulanță Timiș și îmi place, simt neapărat nevoia să știu câte recoltări fac dumnealor în fiecare zi. Recoltări de, de probe PCR de la domiciliu unor persoane care prezintă simptomatologie și cărora fie medicul de familie, fie alt medic, fie chiar dispecerul de la ambulanță le recomandă testare PCR pentru că simptomatologia mimează o simptomatologie tipică infecției cu virusul SARS-CoV-2. Aveam la un moment dat în vârful valului 3 aproape 400 de recoltări pe zi în județ. Da, era o întreagă logistică în spate cu 20 și ceva de echipaje ale ambulanței care în fiecare dimineață plecau în județ să recolteze. Vă dați seama, niciuna din acele mașini nu poate să recolteze mai mult de 20-25 de probe pentru că presupune să ajungi la adresă, să parchezi, să te duci la o acasă, să recoltezi, să revii la mașină, pleci, cauți o altă adresă. Deci e o logistică relativ complicată. Am avut zile, chiar dacă erau zile de weekend, în weekendul trecut, unde au fost 14 recoltări, față de aproape 400 sau 400 și câteva. Adică o scădere... dramatică. Și genul acesta de... situația nu poate să fie controlată. Extrem de importantă pentru scăderea, că medicii de familie recomandă testare când au indicii adică de simptomatologie. Adică nu s-a schimbat nimic din tot ceea ce a însemnat procedura de recomandare, procedura de nu, punere în practică. Nu, acestea rămân constante, dar e evident că suntem într-o fază descendentă serioasă a epidemiei, pentru că toate epidemiile, toate valurile acestea sunt ciclice. Cresc și după asta aia scad. Asta îmi permite să trecem la un alt și îmi permite să... Și ajută și vaccinarea exact. la această scădere. Vorbim și despre asta după aceea, că vreau să vorbim despre tabloul general al scăderii incidenței în Timiș. Tabloul care a trecut iarăși prin toate scenariile, de la război până la acuzații că se fac prea multe teste, până la măsurile de ce blocăm, de ce nu blocăm, de ce carantinăm, de ce nu carantinăm, de ce spunem restricții, până la nu trebuie, le scoatem, nu le scoatem, în fine, tot felul de. Am trecut prin toate aceste povești și toate aceste lupte ca să ajungem la incidența de astăzi și la trendul ăsta. Dar vreau să vă întreb altceva. Toată lumea și într-un tablou general, toată lumea spune că noile tulpini prezintă anumite. Noi am mai vorbit în emisiune despre tot ce înseamnă tulpina britanică sau celelalte. Acum se vorbește despre tulpina indiană, pentru că India e prezentată ca un focar imens în care lucrurile au scăpat de din sub control, autoritățile sunt complet neputincioase, oamenii sunt și așa, fiind o țară cu multe probleme sociale foarte mari și foarte grave, se confruntă cu drame.
Ei, acea tulpină care spune că depășește cu mult virulența și celei africane, sau este adevărat sau ce este adevărat din asta? În primul rând se presupune că din datele medicale actuale reiese că are două tipuri de mutații, nu una singură. Nu e neapărat mai transmisibilă sau mai agresivă din ceea ce am citit eu până acum cel puțin, dar e o tulpină care circulă frecvent în acel subcontinent, în subcontinentul indian, dar unde există niște situații particulare. 1. Nu uitați că acolo au fost alegeri locale într-un număr relativ mare de state, nu mai țin minte câte exact. E o populație pe subcontinentul indian de, pare mi se, 1,4 miliarde. Multă populație mare și cu, așa cum ați spus dumneavoastră, o groază de probleme sociale în spate. Și cu niște condiții de viață. Cu niște condiții precare de viață în foarte multe locuri. Și e educație. O țară a contrastelor, India, și știm toți chiar lucrul acesta. Chiar azi dimineață am asistat la o discuție despre cum au apărut și la ei acele voci luminate pe rețele, cum că se tratează cu urină de vacă sau cu balegă. Cu balegă, în primul rând. Și da, cu balegă de vacă și vacă după aceea. Sacru. Și fiind un animal sacru și sunt medici sau așa zici medici. Deci e peste tot globalizată oarecum, să spunem, doza asta de contra și de da, ca să spunem frumos. Da. Și mai e un aspect de dar nimeni nu trata cu lapte, apropo de asta. Corect. Că e mai rar. Balega e pe toate drumurile, dar laptele e mai rar prin India. Și în plus față de asta mai au particularitatea unor festivaluri religioase mari cu un număr extrem de mare de participanți care cumva facilitează contactul. Exact. Plus că, după cum ați văzut imagini și acum și mai la începutul pandemiei, gradul de compliance al populației la măsurile de distanțare nu este neapărat cel mai fericit. Și ați văzut polițiști, nu știu, locali sau de care tip erau, un fel de jandarmi, care aveau niște bețe cu care impuneau legea și distanțarea. Acum fără să fac neapărat vreo referire la realitățile românești, dar nu ne putem totuși să facem abstracție, că n-avem cum, un parlamentar promova terapiile cu balegă și urină de vacă. Nicio apropiere sau similitudine cu ceea ce se întâmplă și prin alte țări care se consideră evoluate și vorbesc aceeași limbă cu noi. Recunosc că mi-a scăpat această informație, nu sunt la curent. Da, dar un parlamentar a apărut, unul dintre reprezentanții națiunii. Nu cred că e neapărat o idee bună. Și nu știu dacă ne arată că probabil în parlamentele lumii sau în parlamentele țării ajung chiar oamenii care să reprezinte interesele până la urmă, clasa politică, exact așa cum o avem, este oglinda societății. Exact. N-are cum să fie clasa politică de România ca în Germania, și ca să înțelegem, și ca să înțelegem exact ceea ce vrei să spuneți, nu înseamnă că cel din Parlament, oricât de guraliv este sau oricât de necinstit este, nu înseamnă că ne reprezintă pe noi sau mă reprezintă pe mine sau pe dumneavoastră. Partea populației care l-a votat. Reprezintă populația care l-a votat, dar reprezintă și lipsa de reacție a celor care nu s-au dus la vot. Corect, corect. Și faptul că tabloul, ca să fie complet, este că și eu am absentat la vot, nu eu, vorbim de cei care ar trebui să ne asumăm per total. Deci tabloul Parlamentului este tabloul societății, nu individual, ci per total. Să știți că la modul general eu nu cred în chestii impuse sau obligatorii, cu o excepție, votul. În asta cred că ar trebui să fie obligatoriu, pentru că trebuie fiecare dintre noi eu să fim responsabili. Eu mai cred totuși că reglementările și legile sunt făcute ca să nu sară foarte mult gardul, iar pentru ea care îl sar să rămână existe în grădină. Da, să rămână totuși acolo. Eu sunt un pic mai cazonă, cred că, din perspectiva asta, și cred că omului care îi dai libertate o înțelege fiecare. Cred că prea mult aducem nota personală în tot ceea ce înseamnă libertate și cred că atunci nu numai că ne creăm foarte mare diversitate, dar creăm haos, că apare prea multă diversitate. Din perspectiva asta aș face o subliniere. V-ați gândit vreodată la sfârșitul anului trecut că în România se va putea vaccina la liber față de alte țări în care lucrul ăsta e o listă de priorități? E un alt subiect. V-ați gândit vreodată? Eu personal nu m-am gândit că o să ajungem în situația în care o să zicem
stați un pic, eu vreau să mă gândesc cu ce tip de vaccin vreau eu să mă vaccinez. Nu numai că este, mă întreb de ce, dar pe de altă parte trebuie să-mi dau răspunsul ca un om și e presupunere, dar uite, pentru că tot vorbim despre asta, de ce s-a ajuns la asta? Pentru că probabil fiecare dintre noi, dar mai ales cei care sunt responsabili în zilele astea și în perioada asta de un an și de gestionarea situației, învață și ei și se adaptează și adaptează măsurile pe măsură ce faptele evoluează și cunoașterea ajunge să aibă alte dimensiuni. Pentru că nimeni nu a știut multe despre acest vaccin, pentru că cunoașterea și evoluția merg odată cu și ne adaptăm și noi măsurile. Ei, dacă până acum, și poate că și neîncrederea oamenilor, vorbeam în emisiunile trecute că neîncrederea celor mai mulți dintre oameni se duce spre zona de a vorbi prea mult politicienii despre boală. Au vorbit politicienii despre tratamente, au vorbit chiar și jurnaliștii și chiar și... Din păcate au vorbit și unii medici și poate n-ar fi trebuit să-i luăm foarte aici în serios. Este. Păi au vorbit unii medici, dar unii medici care au avut de câștigat, că au fost și recompensație. Adică este clar că de încrederea oamenilor ar avea o justificare. Are. Este evident într-o oarecare măsură, dar pe de altă parte trebuie să învățăm că omul este un individ care acționează apropo de nevoia de a fi lege. Omul acționează cât are o libertate în interes propriu și, bineînțeles, și din trebuie să înțelegem propria. Că acele cazuri sunt excepții, că cei mai mulți dintre oameni îi întâlnim la maraton când își sacrifică zile și nopți, energie și speranța că vor ajunge să intre într-o normalitate. Sunt colegi care, după voluntariatul de la maraton, au mers direct în gardă. Sau au venit direct au din gardă. Au ieșit din gardă, că doar da. Cunoaștem și am văzut. Și atunci... Asta trebuie să subliniem. E evident, acei oameni contează medical, și acei oameni suntem și noi. Acolo ne regăsim. Pe aceea, corect. Energia lor trebuie să o găsim. Și acei oameni din corpul medical din județul Timiș, care de un an și ceva continuă să facă niște lucruri în plus și am apreciat foarte mult, cum să zic... Dedicarea și... Asta odată și doi... Am avut-o pe doamna ministru Mihailă săptămâna trecută în județ și a apreciat dacă ați avea-o efortul, și săptămâna viitoare ar fi deja bătaia la a apreciat efortul corpului medical, a reușit să sublinieze în discursul dumneaei aprecierea față de eforturile corpului medical și vis-a-vis de pandemie și vis-a-vis de campania de vaccinare, pentru că până la urmă nu e vorba de cine conduce, cine diriguie. E vorba de cine face. Și de rezultate, și, să știți. Exact. Că pe oamenii interesează rezultatele. Rezultatele vin de la cei mulți care stau în spitale și fac. Și pentru că vorbeam de doza de neîncredere pe care o au oamenii și vorbeam de măsurile, cine se vaccinează, dacă cineva s-ar fi gândit că au ajuns să ne vaccinăm cu buletinul, sunt oameni... Deci încercarea nu este de a... vă orienta sau de a face acum știu eu ce o sanare și a ridica în slăb. Și vorbim de o expunere dintr-o altă perspectivă, poate pentru unii greu de acceptat, dar până la urmă trebuie să o acceptați și pe asta și măcar să o auziți, trebuie să fie o alternativă. Vorbim despre o situație de adaptare, vorbim de a veni în sprijinul oamenilor, de a elimina o barieră care ocupa timp, avea sincope, putea să fie. Nimic nu e perfect. Dar e tot care a fost necesară pentru că disponibilul de vaccin exact. Nu era suficient. A trebuit să se adapteze la modul cum soseau vaccinurile, la modul exact. Cum se achiziționaseră și cum le aduceau producătorul da. Până se acoperea. Pentru că România nu era singurul stat din lumea asta care cumpărase doze de vaccin exact. Pfizer sau AstraZeneca altele. Sau altele. Dar vreau să vorbim despre nevoia și permanentă de a ușura activitatea, de a ușura procesul, de a adapta, dar mai ales să vorbim și în contrapondere că toate măsurile au dus totuși spre rezultate bune. Ca dovadă că situația epidemiologică de azi din județ și din țară are două componente majore pentru care am ajuns în această zonă mult mai confortabilă. Așa. E odată măsurile care au fost aplicate, așa. Inclusiv cele nepopulare sau inclusiv cele impopulare. Cele care au supărat, să da? Zicem. Că și gândiți-vă, astăzi nu sunt mai mult de două luni și un pic de când Timișoara a intrat în carantină. Timișoara a intrat în carantină în 8 martie. Da, dar au spus oamenii, o să vedeți că vine Paștele, trece Paștele și o să fie din nou. Ei nu sunt. Și aici ne din referim fericire, de ce? Nu, pentru că am fost responsabili și pentru că mulți ne-am vaccinat. Ei, cei care nu s-au vaccinat
au reușit să poarte masca, să păstreze distanța, să instituie măsura de igienă a tegumentelor, ceilalți, în plus față de acestea, ne-am și vaccinat și atunci transmisibilitatea acestui virus, lanțului de transmitere a fost întrerupt. Pentru că vorbeam despre celelalte tulpini, în măsura în care am reușit, mai au de ce să se teamă într-o măsură atât de mare la nivel de Timiș, la nivel de... pentru că au început concediile, au început, mai pleacă omul, mai se duce la mare, se deschid granițele pentru cei vaccinați. Cât ar trebui să ne temem de noile tulpini? Cumva tot mai puțin de la zi la zi în funcție de creșterea... Dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm garda jos? Bineînțeles că nu, dar are două componente majore. În primul rând, măsura cea mai simplă este să ne vaccinăm. Este și, dacă vreți, rentabil și din punct de vedere economic pentru fiecare dintre noi. Dacă nu ne vaccinăm, va trebui să ne testăm periodic, din diverse motive. Unele din aceste teste, dacă nu au legătură cu o simptomatologie, va trebui să le suportăm din buzunarul propriu. Luați următorul exemplu. O familie pleacă în vacanță în Grecia, să zicem, da? Evident, copiii vor trebui testați pentru că nu se pot vaccina, cel puțin deocamdată. Sunt șanse extrem de mari să se întâmple lucrul ăsta din toamnă și poate școala va începe printr-o altă perspectivă de siguranță undeva în toamnă. Nu am terminat discuția cu școala, că ne întoarcem un pic la beneficiile. Dar pentru cei doi părinți, dacă sunt vaccinați, nu au nimic de făcut. Pleacă în concediu liniștiți. Da? Dacă trebuie să se testeze, e automat un cost care e destul de semnificativ, destul de serios. S-ar putea să ai ce să faci cu banii ăia, nu știu, 500-600 de lei, echivalentul a două teste PCR, s-ar putea să ai ce să faci cu ei în concediu sau să-i folosești la altceva. Deci devine rentabil nu doar din punct de vedere epidemiologic și al siguranței sănătății publice, devine rentabil și atractiv, inclusiv din perspectiva bugetului fiecare dintre noi. Până la urmă trebuie să fim și pragmatici, nu numai, să zicem, îngrijorați de refuzuri sau de temeri, pentru că de temut sunt cei mai mulți care se tem de necunoscut, de efectele unui vaccin pe termen lung. Eu cred că persoanele care nu-și doresc să se vaccineze din convingere, din tot sufletul, dintr-o temere majoră vis-a-vis de, nu știu, un posibil efect advers pe care eu nu-l văd, dar poate dumnealor îl văd, sunt extrem de puțini, sunt cu siguranță sub 10%. Cred că majoritatea persoanelor care încă nu s-au vaccinat sunt persoane indecise, cărora le lipsește o parte din informația esențială. Și aici cred că trebuie să ne concentrăm, adică nu cred, sunt convins că trebuie să ne concentrăm fiecare dintre noi, profesioniști din sănătate, media, alte tipuri de comunicatori, că această informație extrem de prețioasă să ajungă la genul acesta de persoane corect și complet. Corect, complet și într-o formă ușor digerabilă. Pentru că dacă ne apucăm să vorbim în termeni științifici, medicali, pretențioși, ca la un congres de specialitate, foarte puțină lume ne va înțelege, ne vom înțelege noi între noi. Accesibilitatea, da, informației și capacitatea. Zice englezul lay language, trebuie să-l găsim și în țara românească. Ei, da. Până acum nu prea reușim. Fiecare vrea să vorbească cât mai elaborat, să pară cât mai profi, nu? Vorbim de elevi. Școlile și facultățile testează. În continuare continuă campania de testare. Sunt teste puse la dispoziția unităților școlare prin intermediul inspectoratelor de către direcțiile de sănătate publice. Au toate școlile și facultățile personal? Nu au toate școlile și facultățile, din păcate. Medicina școlară e un subiect care a fost un fel de cenușăreasă în ultimii ani. În perioada aceasta, de când cu pandemia ne dăm seama de importanța ei, e un subiect neglijat asupra căruia avem datoria de a ne apleca cu responsabilitate și cu seriozitate fiecare dintre noi responsabil de sistem medical în momentul în care pandemia nu neapărat dispare, dar se mai domolește. Pentru că suntem în etapa în care putem pregăti nu neapărat sfârșitul acesta de an școlar, dar putem pregăti începutul anului școlar viitor. Inevitabil, școala va începe în septembrie, inevitabil pandemia aceasta nu va dispărea în totalitate, inevitabil ne vom gândi la un posibil val 4 în toamna, începutul iernii anului viitor. Ne gândim la el? Ne gândim cu siguranță la el, ține de noi să vedem. Ne gândim numai ca să fim pregătiți sau ne gândim numai ca la o posibilitate, o alternativă?
Pentru că dacă atingem totuși un prag de întrerupere ne gândim de 60%, ca la un lucru 70%. Aproape cert, pentru că dacă nu atingem această imunitate colectivă de 60-70% vaccinați, ea devine certă. Ea devine certă. Devine ca fenomen. Pe de altă parte, și dacă vom ajunge în acea zonă de 60-70% imunitate colectivă, există șanse ca punctual în anumite zone unde poate procentul ăsta nu e aplicabil zonei respective sau unde, nu știu, adică există o transmitere de un alt tip, punctual să există niște focare. Adică e important ca totuși să existe o constantă a ariei de acoperire de 60% teritorială. Corect, și pentru pe, că gândiți-vă, dacă avem două comune, aglomerari umane, să zicem că avem două comune periurbane ale Timișoarei cu câte 15.000 de locuitori. Într-una sunt vaccinați 10.000 de oameni și trebuie să zicem, spunem că nu stau numai în localitatea exact. Respectivă și migrează și spre oraș. Și într-una avem 10.000 de vaccinați, într-una avem 5.000 de vaccinați. Evident că acolo unde avem doar 5.000 de vaccinați, adică, nu știu, 33% din populație, șansele să izbucnească acest virus într-un posibil val 4, chiar dacă, nu știu, permiteți-mi termenul de vălișor, adică așa, să fie un mai val mai mic, pic. Da? Tot va exista. Tot va exista. Și va fi o presiune pe sistemul medical, pe sistemul economic. Public de asigurări de sănătate, pe sistemul economic, poate să instituie o carantină dacă situația adică e complicată. Adică trebuie să spunem așa că unde sunt în localitatea în care sunt vaccinați 5.000 de oameni, dar este fratele meu, și în localitatea unde sunt 10.000 de vaccinați și sunt eu, dacă fratele meu vine la mine și amândoi ne mai venim... E șansa venim să vă facă o bucurie mai puțin și, plăcută. Exact, și amândoi venim prin Timișoara la verișorul nostru, s-ar putea ca la un moment dat ancheta epidemiologică de SP-ului să ne cuprindă pe toți, că poate unul dintre noi, chiar dacă suntem vaccinați, să fim într-o marjă de 5%. Da, pentru că marja aia de 5%, dacă e expusă corespunzător, adică cei 5% care sunt vaccinați, dar n-au imunitate completă, conform eficienței de 94-95% a vaccinurilor la RNA mesager, că aici ne referim, dacă acele 5% din persoane vaccinate sunt expuse la virus într-o cantitate, dacă vreți, semnificativă, au șanse să dezvolte boala. Plus că fratele meu se întoarce acasă, mai îmbolnăvește câțiva dintre ai lui, că nu sunt vaccinați toți, mai vine din oraș și mai îmbolnăvește și pe ăștia de aici care nu sunt vaccinați toți. Și putem toți. Să avem niște vectori gen copii nevaccinați, pentru că deocamdată nu există vaccin pentru copii, și dacă un copil are o formă asimptomatică, nu înseamnă că nu transmite și înseamnă că există șanse să ajungă acest virus la cineva din proximitatea lui care să aibă și probleme de sănătate. O bunică, o persoană vârstnică, un pacient cronic. Asta ne demonstrează pe măsură ce trec lucrurile, că ce parcurgem toți acești pași, aceste experiențe, că de fapt responsabilitatea este la fiecare dintre noi. Ar trebui să existe pentru noi, și dacă trebuie să învățăm pe lângă acele măsuri de igienă pe care poate le mai uitam, le mai ignoram, acum cred că ne demonstrează că totuși trebuie să ne asumăm viețile și sănătatea noastră și a celor de lângă noi într-o altă formulă și cu o altă responsabilitate. Poate că trebuie să și conștientizăm, nu cred că am conștientizat foarte mulți dintre noi, gravitatea și enormitatea fiecărui fapt pe care îl facem sau gest. Aveam o discuție zilele trecute cu un prieten care mi-a zis, măi, să știi că uite, eu iarna asta n-am răcit deloc și eu cam răceam. Păi logic, pentru că între timp purtăm mască, între corect. Timp putem să ținem distanță. Am mai fost și izolați. Și dumnealui și-a adus aminte, zice, păi da, parcă tot timpul când tușea câte unul, treceam pe lângă el, n-aveam nicio temere. Acum când tușește unul sau îl vedem că are niște simptomatologie, automat parcă ne vine să luăm distanță, încercăm să ne ferim. Asta până la urmă o să fie una dintre lecțiile pozitive ale acestei pandemii. Am dobândit câteva gesturi și reflexe probabil care ne vor marca dacă în memoria noastră nu este de scurtă durată și după ce trece pericolul nu revenim la dacă niște obiceiuri. Dacă exercițiul destul de serios, nu o să fie de scurtă durată. Și dacă această experiență de un an gravă, pentru unii dramatică, pentru unii cu pierderi foarte mari și dureroase, dacă nici de acum nu am învățat nimic, înseamnă că într-adevăr suntem superficiali și iarăși spunem, ne cam merităm soarta noi oamenii, ne cam facem rău singuri. Ei, în acest context frumos în care Timișul este într-un fericit scenariu verde, pentru că ca toate județele din țară,
Și asta vorbim de un efort și exact ceea ce spuneam, de un efort colectiv, de un efort al corpului medical, de un răspuns al populației responsabil. Apropo, că începem să ne și asumăm responsabilitatea și să conștientizăm importanța pe care o avem toți în gestionarea acestei crize prin respectarea normelor, prin vaccinare, prin raportarea situațiilor în care suntem simptomatici și ne izolăm. Suntem în postura în care am ajuns să avem, să începem să avem spitale care, cărora să li se adreseze și bolnavii care au fost mai puțin, să spunem, au fost neglijați într-o oarecare măsură sau cel puțin de atenția personalului epuizat. Se deschid spitalele? Se deschid spitalele. Deja zilele trecute am semnat o autorizație vis-a-vis de Spitalul Victor Babeș, care va avea un compartiment care se extinde COVID. Că acolo niciodată nu a fost un spital integral COVID. O părticică mică pentru pacienții lor cronici a rămas zonă verde, dacă vreți, unde se trata patologie pulmonară. Acolo vom extinde acea zonă să fie ceva mai mare, pentru că patologia există, patologia n-a dispărut, acei pacienți mergeau la alte spitale, dacă vreți, din județ, la Jimbolia, la Făget, la Lugoj, în funcție de situație și în funcție de deși medicul lor care îi trata era acolo aici, și trebuie aici, să vedem dar, și beneficiile. Dar medicul lor între timp trata doar pacienți COVID. Exact. Pentru că era un medic alocat genul acesta de pacienți. În război trebuie să adopți politicile și de război. Cu siguranță vom găsi o variantă pentru clinica Ascar în viitor apropiat, care să reintre în circuit și nu numai. Casa Austria trebuie să revină pacienților cărora le aparține de drept. Dar aici se caută niște soluții și nu o să se întâmple de azi pe mâine, Spitalul CFR, dar în viitor apropiat continuă. Spitalul CFR și-a schimbat secția de COVID, e acum din decembrie anul trecut la fosta policlinică CFR de vis-a-vis de gară. Astăzi Spitalul CFR, așa cum îl știm noi, bucata de lângă Piața Maria sau clădirea sediu de lângă Piața Maria, este integral un spital adresat tuturor pacienților fără legătură cu patologia Clinica COVID. Bega? Clinica Bega va trebui să găsim o soluție pentru ea. Probabil că ne vom îndrepta către zona verde și acolo, pentru că e nevoie de asistență medicală de specialitate pentru genul acela de pacientură și trebuie făcută o analiză foarte serioasă la nivelul Spitalului Județean și de văzut în ce măsură actualmente numărul de gravide lăuze care au nevoie de asistență medicală specială de zonă roșie, de zonă COVID, mai impune menținerea acestei facilități. Spitalul Județean? La Spitalul Județean trebuie găsită, redată funcționalității normale Casa Austria, pentru că acum funcționează strict ca zonă COVID, mai puțin unitatea funcțională de Arș. Și da, în viitorul, n-aș vrea să zic apropiat, că poate precipit poate lucrurile, da, de dar în viitorul mediu cu siguranță va fi redată pacienților. Și despre asta vorbim, apropo de beneficiile acelor măsuri care s-au luat și beneficiile vaccinării și despre reluarea unei vieți normale. Apropo de deschiderea spectacolelor, de reluarea activității instituțiilor de cultură, spectacolelor, Știți că ne dorim un proiect pilot la Timișoara, dar deocamdată lucrăm la el. Și nu ne spuneți nimic, nu? Va fi cu teatru. Cu teatru? Da. Frumos. Of, Doamne. Și despre competițiile sportive, puteți să ne spuneți competițiile ceva? Sportive, așteptate de copii, de tineret, avem atâtea competițiile sportive. Se pot desfășura sub forma, cu prezența publicului, sub formă de evenimente pilot, conform ultimei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. E nevoie de o propunere și un aviz din partea Ministerului Sporturilor, în afara regulilor normale. Ei lucrează la un act de urmează să apară niște ordine comune, exact. Ministerul Sportului, Ministerul Culturii cu Ministerul Sănătății, care vor reglementa suplimentar și vor institui niște reguli clare. A fost un subiect și pentru că ați amintit în cadrul emisiunii despre vizita și ați menționat vizita Ministrului Sănătății în Timișoara și există o reluare a unor subiecte dureroase pentru cei mai mulți, dezamăgitoare pentru tot mai mulți dintre timișoreni și nu numai, despre acele corpuri de clădiri, spitale,
Aveți unul de pe calea Torontalului și despre noile proiecte pe care le are Timișoara, Timișul și a reda prestigiul și a reda prestigiul unor spitale corespunzătoare din punct de vedere al modernității și al circuitelor. Vorbim despre spitalul din Torontalului care, nu știu, parcă este... Nu e un spital, e o clădire. Sau e o structură, mai bine zis. Da, nici măcar o clădire nu e. Și vorbim parcă de un act al neputinței. Din păcate, da. Mai bine de aproape 20 de ani. Mai bine. Din păcate, da. Există inclusiv din anul 2015 sau 2016, dacă nu, sigur nu mai țin minte din care, inclusiv hotărâre de guvern, se bugetează în fiecare an fonduri pentru acea clădire care trebuiește transformată în Institut Regional de Oncologie. A fost un studiu, din păcate n-a putut fi implementat, s-a schimbat între timp și legislația. Vestea bună este că astăzi suntem în situația în care acum câteva zile noi am semnat și contract pentru studiul de fezabilitate de DSP Timiș, am semnat și ordin de începere a lucrărilor, pare mi se în 6 mai, iertați-mă, am semnat ordinul de începere a lucrărilor. Avem 90 de zile în care să avem o expertiză, un studiu foarte clar vis-a-vis de acea facilitate, acea structură și să vedem dacă poate fi folosită, în ce măsură poate fi folosită, ce trebuiește schimbat la ea, cât de mult și, bineînțeles, o estimare de cât va costa. Ulterior, parcurgerii acestei etape, e de luat o decizie ce se va întâmpla cu acea clădire. Eu sper să ajungem în zona în care va putea fi folosită ca structură pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara. Avem mare nevoie în proprietatea, de așa ceva. Este în proprietatea Ministerului Sănătății. Da. Deci este în ograda Ministerului Sănătății cel care trebuie să ia și deciziile. Da, doar că trebuie să avem în spate un studiu serios. O expertiză tehnică, o expertiză geologică care să ne spună că o putem folosi ca atare. Putem să avem un termen de 90 de zile din discuțiile cu compania care face acest studiu. Nu avem informații cum că n-ar putea să livreze studiul în timp util. Atunci putem nu e un secret că am fi putut să semnăm și un pic mai devreme, adică acum vreo 2 luni, dar din păcate nu era aprobat bugetul de stat și atunci a trebuit să fie și bugetată ca ulterior cuprins în buget. Exact. Cuprins tot financiar în bugetul. Bun, spuneți-ne și de puțin și am terminat, că deja suntem în depășire, dar nu putem să trecem și să nu punctăm și aceste aspecte. Toate celelalte unități spitalicești care ar urma să fie construite în Timișoara, vorbim de cea de la Spitalul Județean. La Județean e un proiect și salut și votul din Consiliul Local care a alocat teren ieri sau alaltă, nu mai țin minte exact, a alocat teren pentru construirea unui spital modular. E o facilitate destul de serioasă, are un cost în jur de 3 milioane de euro și mai sunt inclusiv acum o groază de proiecte de reabilitare ale unor secții, ale unor spații. Se construiește la Victor Babeș o clădire pentru zona de recuperare. Deja acolo sunt demarate lucrările exact, și sunt în plină desfășurare. E un proiect pentru clinica de ORL de reabilitat ambulatorul și mai sunt și altele, nu le-am neapărat pe toate în memorie acum, dar există și eforturi se depun constant. Știți că tot vorbeam în emisiunile trecute, pentru că suntem la capitolul spitale, aceste reabilitări, aceste construcții măcar vor avea o finalizare concretă, adică să nu mai trecem, să aibă o structură. Avem experiența Torontalului, clădirii de pe Torontalului, avem experiența atâtor lucruri pe care le-am făcut numai ca să zugrăvim sau să acoperim o nevoie imediată. Din să aibă fericire, o bătaie lungă. Am depășit etapa în care doar zugrăvim și spoim. Genul acesta de proiecte au o consistență extrem de serioasă. Au în spate niște studii, au în spate niște avize, au în spate niște circuite totalmente ajunse. Ce s-a schimbat în modul de a gândi? Probabil, probabil că experiențele anterioare ale fiecăruia dintre noi, fie că vorbim de oameni din sistem, se schimbă și vremurile până la urmă. Suntem în Uniunea Europeană de, deja uitați, aproape 14 ani, da? Facem lucrurile într-un anumit fel, experiența
partenerilor din Uniune, cumva ne contaminează, indiferent cât de rezistenți suntem la schimbare unii dintre noi. Bine, ne contaminează și ne mai și obligă uneori. Nu e rău să se întâmple și asta. Reglementările, până la urmă, au și grad de pozitivitate. Nu vreau să am dreptate, dar spun că totuși legea are rolul ei. Așa este. Mulțumesc tare mult, domnule director. Informații foarte, foarte utile. Și nu ne rămâne decât să le spunem oamenilor să meargă. Vaccinarea este cheia pentru o viață normală. Vrem să revenim la o viață normală. Vaccinarea este cheia pentru o viață normală. Nu este obligatoriu, dar este o dovadă că ne dorim. Oameni buni, nu se întâmplă nimic. În afară de faptul că ne recâștigăm viețile și normalitatea, nu aveți a vă feri unul vaccinat. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu de invitație! Și succes! Mulțumesc! Și dumneavoastră vă mulțumesc tare mult și vă doresc să vă fie bine!